Vestea cea mare despre recalcularea pensiilor. Casa de pensii va fi obligată. Recalcularea pensiilor în baza legii 197 este marea speranță a minierilor și energeticienilor. Federația Națională a Muncii a făcut recent un nou anunț cu privire la termenele de judecată. Recalcularea pensiilor în baza legilor 197 și 74. Recalcularea pensiilor în 2023. În prima jumătate a lunii august, Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, declara că funcționarii din cadrul Casei de Pensii vor fi obligați să efectueze recalcularea pensiilor. Potrivit lui, vor trebui să elibereze decizii de pensionare pentru lucrătorii angajați în companiile care furnizează servicii pentru complexul energetic Oltenia, ca urmare a deciziilor instanțelor. Astfel, au fost deschise în instanță peste 1400 de acțiuni cu scopul de a obține recalcularea pensiilor pentru foștii mineri din patru județe. Aceste procese sunt deschise în baza a două legi, legea NR197-2021 și legea NR74-2022. În acest context, Federația Națională a Muncii aduce noi speranțe acestor două categorii de persoane. Un număr semnificativ de foști sau actuali angajați ai complexului energetic Oltenia intenționează să beneficieze de prevederile legii 197. Fie că au ieșit deja la pensie sau își doresc să se retragă curând din activitatea profesională. Aceste persoane speră că instanțele de judecată le vor asigura pensii mai mari, conform dispozițiilor legale. Primele procese pentru recalcularea pensiilor încep în octombrie. Federația Națională a Muncii a anunțat în cadrul unui comunicat de presă că au fost fixate termenele de judecată pentru tribunalele Mehedinți, Vâlcea și Hunedoara. Nu există însă nicio veste cu privire la termenele pentru Gorș. Primele procese vor începe în Mehedinți și Vâlcea pe 10 octombrie. În Hunedoara, primele termene de judecată au fost fixate pe 1 noiembrie. Federația Națională a Muncii, cu satisfacție și încredere în actul de justiție, anunță membrilor săi primele rezultate în urma întâlnirilor cu cabinetele de avocatură privind recalcularea pensiilor. Pentru contractele încheiate, Tribunalul Mehedinț și Tribunalul Vâlcea au fixat primele termene de judecată în datele de 10 octombrie, 12 octombrie și 20 octombrie 2023. Tribunalul Hunedoara a fixat primele termene de judecată în datele de 01 noiembrie, 6 noiembrie, 15 noiembrie și 4 decembrie 2023. Comunicatul Federației menționează și cazurile celor din Gorj, Dol și Olt. Angajații din aceste zone sunt asigurați că vor primi în curând termenele de judecată. La Tribunalul Gorj, Tribunalul Dolj și Tribunalul Old sunt înregistrate dosarele, urmând să se primească termene de judecată. Îndemnăm toți membrii FNM să aibă încredere în magistrații instituțiilor judecătorești, în faptul că drepturile la care sunt îndreptățiti conform legilor le vor fi acordate, anunță Federația Muncii. Totodată, instituția face un apel către pensionarii proveniți din industria extracției petrolului. Aceștia pot opta la rândul lor pentru recalcularea drepturilor de pensie. Anunțăm pe această cale că pensionarii proveniți din industria extracției petrolului, din cadrul CFR și alte activități în care au beneficiat de sporuri pot proceda la recalcularea drepturilor lor de pensie prin valorificarea integrală a acestor sporuri, pentru care au plătit CEASE, a transmis Federația Națională a Muncii.